Bună dimineața, prieteni, și bine v-am găsit la un nou video. Un video foarte colorat va fi, un video foarte frumos. Am nevoie de like-ul vostru, bineînțeles, deoarece o să facem turul grădinilor cu flori. Turul micilor grădinițe pe care noi le-am făcut în această primăvară, de la zero, pentru că mi-ați cerut să vă arăt și asta. V-a plăcut foarte mult turul grădinii, tot ce am avut, am văzut foarte multe comentarii pozitive, foarte multe sfaturi, foarte multe aprecieri, foarte multă lume care ne-a spus că am făcut o treabă foarte bună și asta mă bucură enorm. Așadar, o să vă arăt acum și turul florilor. O să încep chiar cu florile pe care le avem pe terasă, pe aici, pentru că terasa e plină de flori, de flori, și după care o să cobor jos. O să încep prin a vă arăta aceste două flori noi achiziții pe care le-am luat ieri. Sunt niște clopoței creți, așa ni s-a spus. Noi am vrut să luăm două culori diferite, dar se pare că s-au numit la fel. Vă arăt la ăsta, sunt cam atât de înalte. Sunt niște clopoței care se deschid și arată ceva de genul în interior cu mov, dar încă nu sunt atât de deschise, asta mi-e puțin ciudă. Arată foarte frumos. Iar pe pervaz aici avem flori. Foarte multe flori, cât ai vedea cu ochii până în capăt. O să încep să vă arăt așa pe culori, vi le-aș arăta continuu, pentru că sunt atât de frumoase, îmi plac atât de mult. De fapt, tuturor le plac, pentru că sunt vii colorate. Deci, acestea sunt mușcate. Vreau să vă zic că foarte multe dintre ele le-am avut asta iarnă ținute în beci și chiar au ținut, iar anul ăsta arată cam așa. Adică e plină de flori, plină. Foarte multe, multe tipuri de mușcate. Astea sunt puțin mai simple. Astea sunt crețe, luate acum în primăvară. Pe astea nu le-am avut. Și asta și asta sunt mușcate crețe. Avem acolo pe pufi care doarme. Cred că o să cobor pe jos, pentru că din partea asta observ că bate lumina invers și nu o să se înțeleagă prea mult. Da, exact ce spuneam. Deci avem aici niște mușcate roșii. De fapt, ăsta e roșu închis, un grenai, iar ăsta e un fel de, nu știu, un roșu mai spălăcit. Asta e roz, e creață, foarte simpatică, una roșie, iar aici sunt trei, roz, alb și roșu, puse pe balustradă. Pe lângă, la fiecare stâlpișor am pus câte o floare. Acestea se înmulțesc foarte mult, sunt niște flori pe care le pui primăvara și până în toamnă se duc până jos, atârnă foarte mult, sunt puse și nolanele astea, aici și în partea asta sunt la fel, aici mai sunt vreo două mușcate pe care abia le-am cumpărat și trebuie mutate, se înmulțesc, se fac foarte mari. Altă floare dintre asta, iar pe aici avem foarte multe mușcate, dar pe lângă mușcate mai avem floricelele astea, care am uitat cum se numesc. Mereu când vedem ceva și ne place, luăm, nu mai știu sincer de ce să vă zic că denumirea lor, dacă o știți voi, puteți să scrieți, dar ne-au plăcut că sunt micuțe așa, se fac tufe și se fac pe toate culorile. Sunt vreo 5-6 culori aici, 6 cred. Aici mai sunt încă niște mușcate. Și la fel până în capătul balustrăzii, iar și una dintre asta am luat de fiecare culoare. Acolo, în aceste roți, iar avem vreo două tipuri și acolo încă două, foarte multe culori. Iar aici e balustrada plină cu mușcate. Bine, mai sunt și alte chestii, nuci, chestii de casă, dar astea sunt detalii. Aici, în continuare, deci am putea să vă zic, alea sunt petunii, deci toate astea de aici sunt petunii, florile astea, și se îndesesc foarte mult. Aici sunt niște flori pe care le-am avut în ghiveci și abia anul ăsta le-am pus, au fost ceva mai mari, dar le-am tăiat. Fac niște floricele mici, albe și foarte frumos mirositoare și se înalță, se face boltă din ele, poți să faci o boltă foarte mare. Astea nu știu ce flori sunt, puse direct din bulb, le-a pus tot mama Sabinei. Acolo la fel sunt flori, nu știu ce flori, deci dacă vă spun eu sincer, n-am idee cum se numesc toate aceste flori. Știu doar că astea sunt margarete, le-am luat când erau mici, dacă știți, dar acum sunt schimbate total, sunt foarte, foarte frumoase. Aici avem un cireș, exact pus în fața casei, să crească mare și frumos, exact lângă garaj, la terasă, să țină umbră. La fel, astea nu mai știu ce flori sunt. Spune-mi tu ce floare e asta. E dalie. Dalie? Da. Dalie. Și alea de acolo? Regina Nopții. Regina Nopții. Și alea de acolo? Alea nu știu cum se cheamă. Nu știi nici tu. Iar astea?
Alea sunt geazămine. Geazămine, așa, bun. Deci astea sunt. Aici avem o barză, după cum se vede, de ornament. Și avem un gărduț pe care l-am pus momentan. Să nu intre căței sau alte animale, să nu scurme. În partea asta avem cea de-a doua grădină. Ia uite ce frumos cântă canarul. Deci nu vă puteți imagina, cântă așa în fiecare zi, non-stop. Ia, s-au pornit iar. Super. Cântă continuu, nu se mai oprește acum. Are concert. Da, și aici avem, a mai intrat puțin soarele, e bine că acum e lumina mai plăcută. Avem în continuare, și astea mici ce sunt, că mereu uit. Sunt flori de piatră. Flori de piatră. Astea se înmulțesc și fac, ce culoare sunt astea, nu știu. Toate culorile, deci se înmulțesc foarte mult, se fac așa și se fac toate culorile. Da, aici avem niște trandafirași, după cum se observă, vreo 4 tufe de trandafiri. Sunt trandafiri pe care i-am adus eu Sabinei în ghiveci. Erau mici, dintre aia pe care îi cumperi din market și am împărțit. Am pus câte un fir în fiecare și de acum se vor înmulți. Aici ce mai sunt astea? Alea mov, care se cresc, care cresc foarte mare. Am uitat cum se numesc. Nu mai știu exact acum. Oricum, când vor crește, vor vedea. Aici mai avem două roți, iarăși cu petunii. Acolo au fost niște... Dintre alea care-i primăvara, clopoței, am uitat cum stă, zambile. Era să uit. Acolo niște crini imperiali, sunt doi crini imperiali, foarte frumoși. La fel acolo, pe aici mai sunt niște flori care habar n-am cum se numesc. Mai sunt astea mici, care iarăși îmi stă pe limbă numele lor, deci mereu uit. Alea nu am nici cea mai mică idee ce sunt. Ne-au plăcut și le-am luat. La fel aici mai sunt niște tufe de margarete, sunt toate culorile, deci după cum vedeți pe alb, un mov, rozaliu, iar acolo sunt mai multe culori. Bradul care s-a prins foarte bine, a făcut deja muguri. Abia așteptăm să-l vedem din ce în ce mai mare, un brad argintiu care nu se face mai mult de 7-8 metri maxim, adică nu e dintre la uriaș. Aici zicem noi că ar fi două floarea soarelui, deși nu știu dacă e exact floarea soarelui, dar ar părea și au ieșit așa din sămânță, am zis că le lăsăm să vedem dacă o să crească. La fel floricele acestea mici, care habar nu am cum se numesc, dar se înmulțesc foarte tare. Deci aveau una singură când le-am cumpărat și acum s-au făcut așa mici tufe, foarte mici, cu foarte multe flori. La fel aici mai sunt trandafiri, ca și în partea cealaltă, foarte mulți trandafiri. Acestea, avem aici doi iepurași, nu știu dacă vi-am arătat, dacă i-ați văzut în ultima perioadă, avem niște flori care habar n-am cum se numesc, luate tot ieri, am luat ieri mai multe flori, adică după cum v-am arătat și trebuie să le punem și pe acestea. Și astea se fac foarte frumoase, atârnă în jos, se fac ca un fel de voal, atârnă foarte mult, poți să le pui și pe balustradă, pentru că se duc aproape până jos din ce am înțeles, dar vom vedea și poate pe viitor putem să mai schimbăm dintre ele, pentru că cică sunt foarte rezistente. La fel aici avem o barză, ca și în partea cealaltă, trebuie să vă arăt și grădinița din capăt, una micuță, iar aici avem un pitic. În continuare avem cea de-a treia grădiniță, grădină mică cu flori, pe jos este puțină dezordine, deoarece, după cum v-am spus, s-a mai luat ceva flori și trebuiau puse în pământ și încă nu am făcut ordine, dar eu m-am hotărât totuși să fac acum un vlog. Mai avem aici un dintre ăsta, o petunie. Aici avem iarăși niște trandafiri pe lângă. Una dintre astea foarte, foarte frumoasă, pe mov, iar în partea aia am pus trei acolo în mijloc, una albastră, una mov și una albă. Lângă acest copăcel de flamingo, care va semăna cu un cap de flamingo, cu un ciup, crește foarte mare. Avem acolo puse pe acel suport foarte șmecher, unde a stat barza asta mare, dar din păcate a bătut vântul și fiind foarte grea din ciment, a dărâmat-o și s-a rupt puțin gâtul, trebuie să-l renovez. Dar asta nu e o problemă pentru că se va renova, mai avea acolo o barză mai mică lângă o pisică. De fapt două pisici care trebuie să vopsite. Aici va fi o perdea de zorele, de fapt vedeți că deja au început să iasă. Sunt niște flori foarte colorate, tot felul de culori, care se ridică foarte mult și vor ține umbra aici. O să vedem dacă punem până
pe casă, așa să legăm ca să țină umbra aici când stăm dimineața la prânz. Noi aproape tot timpul mâncăm aici, în colțul ăsta. Și zorenele astea se fac foarte frumoase. Puteți căuta pe internet, pe Google să vedeți. Și panseluțele astea sunt superbe pe toate nuanțele și țin destul de mult, cel puțin pe perioada cât este cald. Aici parcă mai sunt niște gherghine sau nu mai știu exact ce mi-a spus că se numesc acestea, care sunt la fel foarte colorate, mai multe culori. Deci acestea. Mai sunt aici, la fel, astea sunt tot gherghine parcă, ca alea, doar că sunt ceva mai mari. Astea sunt puse din bulbi, iar acelea sunt cumpărate și plantate. Și în partea asta avem un liliac, un pom de liliac. Unul este roz, iar în partea cealaltă, am uitat, nu știu dacă v-am arătat, în cealaltă mică grădiniță, este unul, pe unul este roz bătut, iar unul este mov sau alb, nu mai știu exact, două am luat oricum. Se vor face niște copăcei, îi ghidezi tu cum vrei să crească. Aici mai sunt niște bujori de pădure, sunt niște bujori mici pentru că abia i-am plantat, a fost o tufă mare și am împărțit-o în trei bucăți. Acelea nu mai știu exact cum se numesc, dar se înmulțesc foarte tare, fac tufe colorate. Și partea asta de grădină v-am arătat-o în episodul cu grădina, așadar puteți să vă uitați acolo dacă doriți. Iar aici, după cum se observă, am pus și câteva rânduri de fasole, pentru că am spus să nu fie spațiu gol. Fasolea în câteva luni până la toamnă deja ai luat-o și după care va fi doar grădină cu flori, dar am spus să nu rămână prea gol spațiu. Iar aici deja au trecut, sunt flori de primăvară, sunt clopoței dintre ăștia lăcrămioare care miros foarte frumos, dar la anul se vor mulți ceva mai tare. Majoritatea florilor, în afară de trandafiri, copăcelul ăsta și alte câteva, majoritatea la anul nu vor mai da, ci trebuie plantate iarăși, ori puse semințe, ori aduse și replantate în pământ. Aici a mai fost ceva care nu a dat, nu cred că s-a prins, va trebui probabil să-l scoatem. Iar în partea aceasta ar fi ultima mică grădină cu flori, bine, plus niște vie, o să fie vie tot la fel, e de masă, struguri de masă care se înalță, crește pe aici și va ține dos la această terasă. Asta e un trandafir agățător. Și aici mai sunt niște flori care, la fel, nu le știu denumirea, dar se fac tufe, sunt colorate și se vor înmulți. Garofițele acelea miros foarte, foarte frumos și se înmulțesc extraordinar de repede. Pe aici au mai fost niște flori care le-am replantat de vreo 3 ori până acum, dar ăsta va fi locul lor definitiv. Și la fel aici ar fi niște crini care sperăm la anul să se prindă, pentru că anul ăsta nicio șansă și probabil o să mai punem ceva pe aici, să fie toată zona asta plină de flori. Iar în jur vor veni automat aleile. Ca și vedere panoramică, așa se vede din partea asta dacă am să merg. Ideea e că atunci când vor fi și aleile, se va vedea mult, mult mai frumos, va fi superb. Și astea, deci am spus, am uitat cum se numesc, sunt, am văzut pe internet, deci a plantat semințe și au ieșit toate, sunt vreo 9, câte 3 în fiecare. Se înalță foarte mult, se fac copăcei, au niște flori ca niște clopoței care atârnă în jos și se poate face boltă din ei sau poate acoperi chiar și casa. Dar nu mai știu exact cum se numesc. Și din poziția asta vă arăt așa un cadru să observați totul mai în ansamblu, să vedeți panoramica. Deci brăduțul ăsta e încă mic, dar imaginați-vă că va fi peste streașină, va fi destul de mare, dar vom avea spațiu. Și cam așa se vede de peste tot. Astea sunt una, două, trei grădinițe, mai e una în partea mică, plus asta de aici, să zic, vreo 5. Și cam acesta ar fi și clipul cu turul grădinelor cu flori. Bine, pe viitor probabil o să fac și în fața sălii mele de sport o mică grădiniță cu flori. Și cine știe ce o să ne mai dea prin cap, pe unde o să mai facem sau ce o să mai facem. O să mai fac update-uri, bineînțeles, o să vă mai arăt mici treburi pe aici, ca de fiecare dată. Și la început să bată vântul tare. Și sper să mă aud. Cam asta a fost clipul, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share, poate vrea și lumea să vadă diferite flori. Cam acesta a fost clipul, puteți să dați un follow pe Instagram, bineînțeles, și noi ne vedem data viitoare la un nou video. Cam atât, numai bine!